Emil Kendea născut la Mirșid în 18 iulie 1937, este cel mai mare grafician de carte din România înainte de 1989, până în 1980 a realizat prezentarea grafică a mai multor volume. Din lirica japoneză, Haiku, Miorița, Meșterul Manole, sonetele lui Shakespeare, fiind onorat cu 11 premii naționale și internaționale pentru prezentare grafică și ilustrație. În 1980 călătorește în Canada și Sua, unde cere azil politic. Devine cetățean american. În în 1989. Din 1981 și până în 1995 este grafician la Macmillan Education Company New York, unde aduce o valoroasă contribuție artistică la cele două ediții majore Caliers Encyclopedia și Merit Student's Encyclopedia. Cu sprijinul Centrului de Cultură și Art al Județului Sălaj a apărut volumul său de memorii între două lumi la editurile Caiete Silvane și Eicon, volum lansat într-un eveniment special în cadrul festivalului.